unde apucă obiecte, le înconjoară. Le învăluie și extrage, în felul ăsta se produce cunoaștere. Și le acoperă, le determină forma și ce mai poate să afle. Ce nu se vede, ce să afle. Deci, de asta e foarte limitată. Conștiința asta nu poate să pătrundă în esența obiectului, ci doar la suprafață. Vede forma, zice, gata, clar. Înăuntru unui scaun poate să fie aur. De-aia tu nu știi. Tu te duci cu văzul, prin simțul văzului, să ce conștiința, vede că acela e un scaun, eu văd un fotoliu, și zic, e clar că, din câte știu eu, e plin cu arcul. Dar s-ar putea să fiu, da, am o cunoaștere greșită, că în cazul ăsta s-ar putea să fii plin cu aur. Mă te refer la conștiința limitată. Limitată, nu? Cealaltă nu vede nici aur, nici arcul. Și, până la urmă, e un mod de reprezentare, că nu... Poate că cine știe cum e o naștere, poate că e o naștere chiar acolo, în conștiință, nu trebuie să se ducă nicăieri. Bineînțeles. Deci asta iar e un proces, un mod de a explica destul de primitiv, destul de... adică spațial, în spațiu. De fapt, lucrurile nu sunt așa. Conștiința asta și asta limitată nu călătorește. Din contră, lucrurile astea sunt imaginate în ea. Asta vreau. Deci ea nu călătorește chiar, dar așa se spune, ea iese prin simțuri, prin organele de simț, se duce, călătorește, se întoarce și aduce informații. Și o dă mai departe și zice, uite, mintea e cea care e în contact cu simțul. Și zice, uite ce am cules. Și îi dă coșul cu fructe minții. Mintea ia coșul. Și dă mai departe ce eu ce-am preluat. Ia tu. Și de intelectul. Și Budi face. Budi face discernământ. Și zice. După cu judecată. Și cataloghează, pune într-o categorie. Bun sau rău. Cu Yoda. Budi lucrează cu memoria. Și se uită în memorie. Și zice, da, lucrul ăsta știam. Sau lucrul ăsta nu știam. Sau...